Bună ziua! Bine ne-am revăzut în sala Cupola a Bibliotecii Județene Ghete Chirilianu Neamț. O prezență vie, onorantă pentru noi. Avem în acest miez de zi, avem pentru a treia oară prezența unui pictor mare prieten de al bibliotecii noastre, Radu Bercea, cu reflexii cromatice, nici nu se poate altfel într-o toamnă atât de bogată în culoare. Vor vorbi două distinse personalități despre autor, dar, înainte de toate, avem un preludiu muzical pe care ni-l va asigura la pian George Țăranu, elev al Liceului de Arte Victor Brauner Piatra Neamț, elev al profesoarei Mariana Angel. Te rog. Thank you.
Cele ce urmează, preotul și poetul Dorin Ploscaru ne va vorbi despre Radu Bercea și expoziția dumnealui. Vă rog, părinte. Mă bucur să vă reîntâlnesc, iubiți prieteni. Bine ați venit, domnul Radu Bercea. Bine ați venit, domnul profesor Constantin Bulboacă, la Piatra Neamț. Suntem într-o zi imperială, de toamnă imperială, cum s-ar exprima arghezii. Niciodată toamna nu fu mai frumoasă și expoziția domnului Radu Bercea confirmă acest adevăr, atât din punct de vedere cromatic, cât și din punct de vedere poetic, sentimental. Lucrările domniei sale sunt lucrări care adună la oaltă peisaje, stări, flori. Toate aceste stări, de fapt, sunt, cum spune afișul, reflexii, meditații, reflexii cromatice. În lumina cupolei, pentru că este o lumină specială aici, toate aceste reflexii sunt unice și lumina cade pe fiecare lucrare altfel. Dacă veți privi fiecare peisaj, fiecare floare în parte, veți observa o perspectivă, un orizont pe care pictura domniei sale îl deschide. Îl felicit pe tânărul pianist George Țăranu, care ne-a încălzit sufletele și mi-a adus aminte de, așa cum vorbeam înainte, de Yehudi Menuhin, discipolul lui George Enescu. De altfel, lucrările sunt din arealul unde s-a născut Yehudi Menuhin. În fine, lucrările domnului Radu Bercea. De ce am făcut această divagație? Conțin foarte multă Meditație
mișcare pe orizontală și pe verticală, pe nocturn și diurn. Chiar dacă ele au o cromatică spectaculară în peisaje, nocturnul și diurnul are rolul de a echilibra culoarea, are rolul de a tempera efuziunea lirică. Întotdeauna când suntem prinși în actul creației, pentru a nu cădea în dulcegării și în sentimente sentimentaliste, nu? Avem nevoie de o supapă, de un echilibru, de o clavecin bine temperat. Și lucrul acesta se observă la Radu Bercea, este în discursul său plastic o excelentă stare de echilibru și privindu-le și reprivindu-le, meditându-le și reflectând în fața lor, te trezești deodată că ești mult mai liniștit, mult mai calm și rolul picturii, rolul cromaticii, de fapt, acesta este de a-l face pe om mai frumos pe dinăuntru. Deci scopul acestei expoziții, dacă ar fi să conchidem, a fost atins. În sensul că toată pictura pe care noi o vedem expusă aici, în diferite versiuni și în diferite variante, are acest halou al liniștii. Vom observa foarte multe peisaje și flori. Stăteam și mă gândeam înainte de a începe că toate aceste flori pe care le observăm în diverse ipostaze au rolul de chipuri. Deci în spatele lor sunt niște oameni, niște fețe, niște chipuri și niște ochi care privesc spre noi, nu? Și care prin petală, prin mireasmă, prin culoare ne spun ceva, toate aceste flori. Peisajele de asemenea, ele au în diversitatea lor stări, fie hibernale, fie gen Vivaldi explodând de primăvară, fie meditații autumnale. Am o lucrare de la domnul Radu Bercea, o bisericuță pe care am primit-o în dar și am văzut acolo un desen extrem de precis, o linie perfectă și mă gândeam că această precizie a desenului și nu poate să te ducă decât la un absolvent de arhitectură, cum este Arcadie Răileanu, de exemplu, în pictura din peisajul nemțean. Domnul Radu Bercea, cu aceeași maestrie și cu aceeași voluptate, dar cu aceeași precizie, operează ca, așa cum ar avea un bisturiu tainic,
și în peisaj, și în flori, și de aceea meditațiile sale sau reflexiile cromatice pleacă de la autumnal și se opresc în hibernal, în foșnetul tuturor acestor peisaje întâlnim poezia la fiecare pas. Foșnetul poeziei există în fiecare lucrare, fie că este peisaj, fie că este o natură statică cu flori. Și sunetul cromatic vine de la sine. Am văzut acolo, în fața mea, sunt câteva peisaje montane de rarisimă sensibilitate. Am văzut spectacularul din iarnă și, așa cum spuneam, anotimpurile lui Antonio Vivaldi. George Țăranu mi-a adus aminte de, pentru că era o lucrare de George Enescu, o nocturnă, mi-a adus aminte de nocturnele lui Frédéric Chopin. Și să știți că Radu Bercea are în acele peisaje din stânga mea sau acele din dreapta mea sau în florile pe care le vedeți aici în spate foarte multe teme din nocturnele lui Chopin. Solarul și vitalismul lucrărilor sale este hrănit, nutrit de muzică. Am remarcat în demersul său cromatic foarte multă gingășie și sensibilitate și foarte mult Mozart. Florile lui Radu Bercea sunt ipostaze ale ochilor lui Nicolae Tonița. Și de aceea peisajul floral sau naturile statice, perspectivele și orizonturile pe care el ni le propune, sunt puse sub semnul bunătății. Știți că există un curent, o teorie, se cheamă calocagathia, bunătatea și frumusețea în mentalitatea și în gândirea părinților filocalici. Acest curent de gândire, calocagathia, este sigur un curent mai mult de trăire la nivel personal, nu? Ei bine, Radu Bercea prelungește această trăire în spațiul cotidian, în spațiul personal al fiecăruia dintre noi. Se simte blândețea și bunătatea fiecărei tușe, să știți. Fiecare petală, fiecare peisaj, fiecare orizont, fiecare cer are deschiderea aceasta a bunătății și frumuseții, pentru că nu poate bunătatea să subziste fără frumusețe și nici frumusețea fără bunătate. Ne întâlnim aici cu apoftegma dostoevskiană, pe care o cunoașteți foarte bine mulți dintre dumneavoastră: frumusețea va salva lumea. Dar Dostoevski merge și mai departe în eseul său, spunând, exclamând: și cine este această frumusețe, zice el. Și își răspunde și spune: Hristos este această frumusețe. Mutatis mutandis, în discursul cromatic al lui Radu Bercea, întâlnim un adevărat concert pe care îl salutăm cu multă bucurie și
admirație, gândindu-ne și înțelegând prin efortul domniei sale o picătură de bucovină, o picătură de fălticeni care este adusă la Piatra Neamț, din sufletul său de acolo, picurându-ne și nouă această bucurie, având în vedere că toți ochii aceștia care se uită spre noi din lucrările domniei sale, ne aduc odihna, liniștea, pacea, acea tihnă pe care unele lucrări, fie ele plastice, fie ele literare, fie ele de natură componistică, muzicală, au rolul de a ne transforma, de a ne ajuta să ieșim din anxietăți, din tot felul de depresii, din tot felul de stări sufletești, psihoze și așa mai departe, care sunt risipite, sunt deodată în chip minunat, tainic, toate aceste stări sunt împrăștiate și rămâne doar peisajul, rămâne doar floarea, rămâne doar frumusețea. Îl felicit pe domnul Radu Bercea și îi doresc succes și îl așteptăm cu bucurie și în alte și alte astfel de împrejurări și de sărbători ale sufletului. Vă mulțumesc! Mulțumim părintelui Dorin Ploscaru. Să remarcăm aceste frumoase culori de toamnă, să remarcăm schimburi de locuri și oameni, să remarcăm faptul că Radu Bercea vine de la Gura Humorului și că ieri am descoperit cu puțină surprindere în Galeria Oamenilor de Seamă de la Fălticeni prezența lui Ghete Chirleanu. Am fost surprins și nu chiar ca atunci când am găsit că și biblioteca din Bata Dunăi se cheamă tot Ghete Chirleanu. Explicația ar fi că acum Holda se află în județul Suceava. Dar din Fălticeni, acest loc minunat, ne vine la Ghete Chirleanu domnul Constantin Bulboacă, cel care va vorbi în continuare despre Radu Bercea și despre pictura dumneavoastră. Săruna, bună ziua! Vin la dumneavoastră cu bucuria românului care se simte la el acasă. Aici am venit în 2010-2011 alături de un prieten al meu, Mihail Gavril, care a expus aici la Piatra Neamț. Pentru mine Piatra Neamțu nu este numai perla Moldovei, cum mi s-a spus, și prin tot ceea ce faceți, tot ceea ce realizați din punct de vedere cultural, e o demonstrație a forței creatoare a românilor. Iorga spunea la un moment dat, pentru că a vorbit părintele atât de frumos, că noi românii am fost îngenunchiați și poate și astăzi suntem îngenunchiați, pe, mai ales economic, pe câmpul de luptă, dar am avut niște, și avem și acum, niște arme teribile. Una și foarte importantă, prezentată foarte bine de Sfinția sa, a fost credința noastră. Spun credința în Dumnezeu, biserica ne-a salvat. A fost acea armă fină de care vorbește Iorga și care sunt convins că ne va asigura un viitor pe măsura acestor tineri care vin aici. Nu fac parte din categoria unor oameni de vârsta mea care astăzi îi aud spunând: știți, tineretul din ziua de astăzi, bla, 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 nu vreau să mai comentez. I-aș întreba, ce ați făcut cei care sunteți la fel de albi ca mine pentru ca tinerii de astăzi să fie altfel? Și nu sunt altfel, sunt talentați. E adevărat, istoria i-a obligat să
Și obligă în continuare. Și obligăm și noi să plece în alte parte. Dar, dragilor, să nu uitați că aici la Piatra Neamț, ăștia care ați venit, e locul vostru de veci. Tânărul acela, țăranul, care a cântat atât de frumos, e, cum se va spune, o expresie a ceea ce a făcut Enescu, dacă vreți. Și ce înseamnă Enescu și de ce nu țăranul, eu văd în el un viitor Enescu, care poate să, și am predat el aici, e trăirea autentică, e acea simțire a țăranului care a spus ce a spus și în culoare. Merg mai departe, cultura, limba să ne-o păstrăm. Și aici, la dumneavoastră, este un regal, un regal de cuvânt, de culoare și de sunet. Această contribuție a prietenului meu, Radu Bercea, nu-i place să fie numit artist, maestru, eu am să-i spun omul Radu Bercea, acest om minunat, acest om de o generozitate exemplară și care, după cum știți, este o expresie a durerii și a suferinței neamului românesc. Avem război la graniță. El vine de acolo, dintr-o zonă unde războiul l-a marcat profund. El a suferit pentru tot ceea ce înseamnă floarea românească, culoarea, peisajul românesc. De aceea, Radu Bercea este totdeauna tânăr. Am plinit nu de mult 38 de ani, pardon, 83 de ani. Am fost la humor. E o realizare. Are atâta vitalitate, atâta omenie în el. La dumneavoastră este a treia expoziție aici. Am mai vorbit odată și în urmă cu nu știu cât timp. La Fălticeni, unde am pus bazele acum un an, unui cenaclu care se intitulează Nicolae Labiș Fălticeni, e la a treia expoziție, pe holul liceului Nicu Gane, unde a venit tot cu această forță artistică, cum v-a explicat mai detaliat părintele și nu o să insist eu în mod deosebit, pentru că sfinția sa a prezentat în mod competent câteva aspecte ale fenomenului expoziția Radu Bercea de astăzi. Deci, e bine ceea ce se întâmplă, e o continuitate firească. Nu se poate ca noi să dispărem în pulberea istoriei, în timpul istoriei, cu asemenea tineri, cu asemenea om care realizează, cu asemenea preot care știe să atragă lumea la biserică. E un lucru fantastic, e o continuitate. Vă vom mai aștepta și la Fălticeni. Se spunea cândva despre Fălticeni că a fost Florența României în perioada interbelică. Ei, să știți că și acum, și la Fălticeni se întâmplă lucruri frumoase. Spuneam de cenaclu, spuneam de... avem un preot iarăși remarcabil, părintele Mihăilă, probabil ați auzit de sfinția sa, care an de an organizează eu un festival, birlic, draga Olteanu Matei, care a fost acolo la noi. Și vreau să vă spun că acest om generos a donat la Fălticeni o mulțime de tablouri în cadrul acestei asociații culturale, care e într-adevăr impresionantă. Omul acesta nu umblă, părinte, după arginți. E simplu. Nu, cum n-am cunoscut, vă spun, la humor e o sucursală a CR-ului cu ani în urmă. Și mie îmi place pictura, îmi place arta. Am văzut câteva tablouri acolo, așezate în sucursala respectivă. Zic, mai copii, sunt, cred că, 14-15 ani de atunci, de când mă leagă o prietenie deosebită. Cine le-a dat? Păi un domn, domnul Radu Bercea. M-a impresionat tablourile și m-a impresionat cel mai mult faptul că nu a cerut 5 bani pe el. Mi-am zis, domnule, cunosc lumea artei, cunosc jungla prețurilor și în poezie, știți dumneavoastră rivalitățile acestea care sunt. Dar omul acesta care a făcut gestul acesta e un om deosebit și vreau să-l cunosc. Și l-am cunoscut și sunt mândru
că îl cunosc și îl consider că este în cei probabil 5 prieteni care i-am eu, primul. Și îi dorim să fie la fel toată viața. E o stare de grație, o tinerețe care îl bântuie, care îl reprezintă. Florile omului Radu Bercea nu sunt acele flori culese pentru că ne plac și le punem în glastră. Cam de obicei așa facem. Sincer, eu vă spun, cel puțin în ultimii ani, când ofer la Doamne flori, și ieri am oferit o floare Doamnei Margareta Labiș, nu tăiată, o orhidee, într-un ghiveci, și am explicat de ce. Culegându-le, tăindu-le, îți place ceva. Oferind floarea în un vas care e vie, înseamnă că iubești floarea și iubești și omul. Radu Bercea, omul Radu Bercea, ce face aici? El oferă pentru eternitate floarea în deplinătatea ei, în bucuria cromatică, în bucuria trăirii, a tinereții. Nu insist asupra unor detalii foarte bine prezentate de părinte, dar uitați-vă, făcea domnia sa comparații cu câțiva pictori valoroși care am avut în, și avem în cadrul culturii românești. Da, există oarecare asemănări, să spun eu, dar eu cred că Radu Bercea este unic. Pentru că dacă vii undeva, de cât timp știu eu, și te uiți la picturile lui, poți să spui, da, acesta este un Radu Bercea. Acea Margaretă pe care îndrăgostiții o mă iubește, nu mă iubește, copii, ați făcut experiența asta. Ia uitați-vă ce frumoasă e acolo. Trandafirul. Sau cromatica deosebită a tuturor culorilor de aici. Nu știi ce să alegi, pentru că toate sunt frumoase, părerea mea este, și toate impresionează. Nu mai spun de peisaje. Are acea viziune personală, acea cromatică care îl caracterizează întotdeauna și o spun ca un cunoscător, știu în timp ceea ce a făcut până acum. Lasă în urma sa atâta culoare, atâta frumusețe, atâta omenie de care noi suntem mândri. O să închei spunându-mă că vă așteptăm la noi la Fălticeni cu inima deschisă și felicitări organizatorilor și la 100 de ani, așa i-am spus, că ne întâlnim la 100 de ani. Haideți să-l aplaudăm și pe cei de aici. Mulțumim, să rămână! Mulțumim domnului profesor Constantin Bulbacă de la Fălticeni. Dacă mi se îngăduie, aș vrea să spun și eu că am identificat două axe ca izvor și ca țintă pe care evoluează pictura domnului Radu Bercea, așa nume, în primul rând, lumina. O să vedeți că toate lucrările, fie că au porțiuni care vor să ilustreze întunericul cu umbra, au la un moment dat o lumină. Ei, acea lumină este secretul, cred eu, unei lucrări Radu Bercea, după care echilibru. Echilibrul acesta, inevitabil, se naște în urma unei stări de grație. Nu se ajunge la ea ușor, cred că s-a ajuns foarte greu, foarte complicat ca viața domnului Radu Bercea să fie în echilibru. Și îl vedem în lucrări. Dar mă opresc din aceste considerente savante și îl rog pe însuși domnul Radu Bercea să ne vorbească despre pictura dumneavoastră. Vă rog. Sărumâna, bună ziua! Țin să vă mulțumesc că de fiecare dată când am fost în acest spațiu, m-am simțit acasă. Despre mine s-a vorbit mult și nu mai are sens ca să vorbesc eu despre mine, nu? Peste două săptămâni o să ne reîntâlnim din nou, vin cu o expoziție cu totul altceva. Ce să vă spun? Țin să mulțumesc lui doamna Ina, care a fost tot timpul, doamna Ina Măruțea, care a fost tot timpul alături de mine.